Salutare! Sunt Eduard Neacșu de la Imobiliare Rădăuți și în cele ce urmează vă veți uita la niște interviuri cu oameni din domeniul imobiliar și nu numai. Agenția Imobiliare Rădăuți a început în urmă cu 2 ani de zile și m-a trecut printr-o serie de provocări, însă am cunoscut și o mulțime de oameni de la care am avut ce învăța. În acești 2 ani de zile am vândut proprietăți în valoare de peste 2 milioane de euro, ceea ce ne clasează pe locul întâi în agențiile imobiliare din Rădăuți. În interviurile pe care le veți urmări, vă voi prezenta provocări, tendințe, dar și oportunități ale domeniului imobiliar din Rădăuți. Dar de ce fac toate acestea? Fac toate acestea pentru ca voi să fiți mai informați și să alegeți cu mare grijă agenția imobiliară care doriți să vă reprezinte interesele. Invitatul meu de astăzi este primul sau printre primii mei colaboratori, un dezvoltator imobiliar tânăr care a început cu o clădire la Vicov, apoi a continuat cu o serie de duplexuri în Rădăuți, iar acum face un ansamblu rezidențial ce însumează în jur de 200 de apartamente pe calea Bucovinei. Invitatul meu de azi este Sorin Juravlea. Bună, Sorin! Te salut, Edi! Mulțumesc de invitație! Mersi și eu că ai acceptat să vii. Îmi pare bine. Spune-ne tu câteva cuvinte despre tine și să te cunoască mai bine oamenii din Rădăuți, cei care n-au luat contactul cu tine încă. De mine. Sunt Sorin Juravlea. După cum spuneai, am 34 de ani. Provin din familie de constructori. Tatăl meu are o firmă de construcție la nivel de județ. Practic, microbul ăsta l-am moștenit de la el. Sunt însurat, am o soție frumoasă, 2 copii frumoși. Cum ai început cu prima clădire, cea de la Vicov? Unde ești restaurant? Mutându-mă la Vicov, după ce m-am însurat, ieșind prin zona pe acolo, pe la cafenele, am constatat că ar fi frumos să fac o cafenea frumoasă în zona acolo, venind foarte mulți turiști în zonă, din țară, chiar și din afara țării, datorită mănăstirii de la Putna, fabricilor de încălțăminte care sunt în zonă. E o zonă foarte, foarte dezvoltată. Din punctul ăsta de vedere, vin foarte mulți turiști și m-am gândit eu că ar fi frumos să fac o cafenea super faină. M-am consultat cu un prieten, n-am vorbit cu nimeni nimic. În 2 zile am găsit terenul și, să zic așa, în relativ o lună de zile am făcut și proiectul. Inițial de la o cafenea am zis că mai extind puțin, hai să mai facem un spațiu, 2-3 apartamente, că aveam nevoie în zonă. Și uite, așa am făcut într-un final un bloc de 4 etaje cu spații comerciale și mi-am făcut într-un final din cafenea restaurant. Bun. A fost cerere pentru apartamentele alea sau le-ai ținut tu? Ce ai făcut cu ele? Inițial am testat puțin piața din zonă, acolo. Am vrut să văd cum e lumea de acolo, cum e totuși. Na, la apartament, marea majoritate acolo a tinerilor își fac case, au terenuri de la părinți, de la bunici, moșteniri. Și chiar într-un termen foarte, foarte scurt, am avut surpriza de am abordat foarte multă lume și cerința era mare legat de apartamente. Într-un final am constatat că avem noi nevoie de apartamente datorită restaurantului, avem muncitori acolo, datorită fabricii care Marelbo, care a socrului și tata socru și sunt muncitori care lucrează acolo, ne-am dat seama, am zis cel mai bine e să le ținem pentru noi. Și sincer am făcut bine, foarte bine și chiar încă mai avem nevoie. Și e posibil, suntem în discuții să mai dezvoltăm câteva blocuri acolo.
Foarte bine, felicitări. Da, după aia știu că ai continuat cu duplexurile, cele de pe Bogdan Vode. Acolo știu că ai avut destul de mare succes. Noi am început colaborarea cu doar două apartamente de acolo. Acolo cum ai început? Cum ai găsit terenul? E, totuși mi-ai vândut și două duplexuri. Da, da, păi de acolo am început. Da, ne-am cunoscut la bloc, când am început primul bloc. Terminând restaurantul, eu mi-am dat seama că totuși spre asta sunt chemat. Mi-am căutat rapid un teren pe Bogdan Vodă. Am considerat că e cea mai frumoasă zonă din Brădăuți. O zonă liniștită, chiar dezvoltată, foarte frumos. Am cumpărat terenul și m-am consultat puțin în familie să văd puțin și părerea lor vis-a-vis de ceea ce vreau să fac, că totuși nu era o investiție mică. Ei m-au încurajat și așa am început. Două duplexuri, după aia 5, 6, 7, 8 și tot așa. Și cât ți-a luat tot acest proces, toată această construcție? În cât timp ai terminat duplexurile alea? În 2 ani de zile le-am dat în folosință 16 locuințe. Felicitări, destul de repede. Da, da. Cu tot, interioare, exterioare, utilități, trase, curte făcută, tot. Făcut frumos. De fapt, ai și văzut cum lucrez. Da. Îmi place, pun accentul foarte mult pe calitate. Și acum am văzut că te-ai apucat de blocuri. Da. Tot, ai luat-o treptat. Un bloculeț la Vigov, niște duplexuri și acum cartier pe calea Bucovinei. Da. Cum te-ai hotărât dintr-o dată să ajungi la case, la blocuri? Vroiam să prosper, vroiam altceva, vroiam totuși să văd altceva în spatele meu, nu numai decât căsuțe. Și am zis că ok, îmi iau un teren pentru un bloc, văd cum se comportă piața, că totuși Rădăuțul nu e un oraș foarte, foarte mare, dar e foarte bun financiar. Și așa mi-am achiziționat terenul. Am început primul bloc. Inițial m-am gândit să începem 2-3 odată, dar am zis că să vedem un pic cum e piața, cum se comportă lucrurile. Dacă începeai și pe al doilea și plăteai fierul care l-ai plătit în toamnă, nu cred că mai convenea. Da, așa este. Prețele au explodat foarte tare după aia. Și spre mirarea mea, spre surprinderea mea de fapt, lucrurile au decurs super bine, chiar din pandemie, vânzările. Și așa am continuat, am dezvoltat. Am depus după aia actele pentru al doilea bloc, am zis că îl fac mai mare. Inițial primul e cu 35 de apartamente plus spații comerciale, birouri. Acum am depus puzul la primul de pentru al doilea bloc de 8 etaje. Am vrut să fie ceva frumos la intrare în oraș mai mare, în jur de vreo 60 de apartamente plus spații comerciale vor fi. Și tot a decurs. Și mai vedem okay. Ce faci de acum. Și mai vedem ce facem. Acolo teren nu mai e, mai trebuie să căutăm în altă parte. Da, așa este. Bun. Am încredere în tine în cazul ăsta că tu ești agentul numărul 1 din zonă, la terenul casei imobile. Spune-mi, te rog, ce părere ai despre colaborarea dintre noi de la început, de la cele două apartamente din duplexuri, de colaborarea în primul bloc, ce părere ai? Cum a fost? Ai îmbunătățit ceva? Ce ai mai vrea? În afară de comisiune. Asta. În afară de comisiune? Edi, mi-a plăcut de tine că ai fost de la prima discuție când m-ai abordat pe șantier, la primul bloc. Ai fost foarte ferm. Ești un băiat deștept, fâșneț, mi-a plăcut de tine. Și am avut încredere, mi-a inspirat încredere. Adică la discuția noastră când mi-ai spus de terenuri, de apartamente vândute, de mi-ai dat exemple, da?
Mi-a plăcut de tine, zic, bă, uite, un tânăr de viitor, cu de mare succes în vânzări. Crezi că vârsta este un impediment în domeniul ăsta? Nu, nu. Că am avut foarte mult de pierdut, oarecum, din cauza vârstei cu colaboratori. Nu. Că mă văd tânăr, ce-mi poți vinde tu, ce-mi poți face tu? Atâta timp cât știi să vorbești, ai un IQ dezvoltat, ești un băiat înțelept, consider eu că oricine poate ține o discuție cu tine din punctul ăsta de vedere, adică orice temă am discutat cu tine și când nu eram legat de personală. Da, personală sau notarială, când am avut nevoie sau ce am discutat, adică știi despre ce este vorba și ți-ai făcut practic treaba. Da. Și asta a contat pentru mine cel mai mult. Da, înțelegi? Înțelegi clienți în domeniul ăsta, ci sunt, caută ei. Exact. Da. Sunt, nu-i totdeauna numai decât că vârsta își spune cuvântul, adică... Nu, sunt oameni la 50 de ani care... Se chinuie. Da. Înțelegi? Da, da, adică, da, da. Și vârsta contează, într-adevăr, ai anumite experiențe. E foarte importantă, da. Dar dacă la 40 de ani stai cu părinții sau stai pe spatele lor, tot n-ai experiența necesară pe care are altul la 20, care au făcut mai multe chestii. Așa în este. Așa da. Este. Asta așa nu este. Înțeleg. Mulți așa oameni este. La noi din zona, din păcate, încă, dar o să înțeleg. Va veni timpul când, da, crede-mă că de când am început eu construcțiile de câțiva ani de zile pe zona asta, au evoluat. Au evoluat. Ai avut și tu clienți tineri, de-o seamă cu mine, poate cu un an, doi, trei mai mare. Adică, da. Na, sunt tineri care fac bani chiar dacă sunt prea tineri, cum zic mulți. Așa este. Asta denotă că e inteligent, da. Știi cum să pună problema, știi cum să facă business-ul, da? Știi să câștige. Asta e un lucru foarte important. Să știi ceea ce vrei. Normal, da? Normal. Să faci ceea ce îți place. Eu văd că tu lucrul ăsta pe care îl faci, îl faci cu drag, te implici foarte mult, investești foarte mult. Văd tot timpul reclamele tale, văd tot timpul când publici. Văd tot timpul, vii tot timpul cu idei, cu inovații, adică asta ce înseamnă? Plus de asta, oricum, mulți în domeniul ăsta caută numai bani. Când nu e vorba numai de bani, cât despre relații dintre oameni. Absolut. Știi și tu, de multe ori am renunțat la bani ca să fie treaba bună cu clienții, ca să prindem o tranzacție, să absolut fie totul. Până la urmă asta bine contează cel mai important. Relațiile de colaborare. Că cu siguranță client, un client la care ai lăsat ceva la comision, cu siguranță te recomandă mai departe către alt client care e fericit, care e mulțumit, în păcat. Așa este, așa este. Din punctul ăsta de vedere, iarăși am apreciat lucrul ăsta la tine. Da. Și încă o chestie, acum hai să intrăm în domeniul tău, să te ajut să-ți spinzi marfa. Da. Ce părere ai despre apartamentele noi versus apartamentele vechi? Te întreb chestia asta deoarece foarte mulți clienți care merg îmi spun placa. Nu se mai construiește acum cum se construia cândva, că nu este astea din blocurile noi sunt proaste. Nu că este sunt adevărat. Contează foarte mult și cine le lucrează, cine e pe piață. E enorm, contează. Din punctul meu de vedere, adică tu de fapt știi, se știe în oraș cine construiește mai bine, cine construiește mai prost. Da, dar se reflectă dar și în preț. Se reflectă în preț. Adică oamenii ești când merg să cumpere ceva... Este. Dar de obicei ce ieftin te ajunge scump. Da. Așa este. Merg pe premiza asta. Bine, acum nu înseamnă că trebuie să se sărim și calul cu prețurile exagerate, dar mi se pare normal să dai un ban, adică cât de cât mai, da, și să ții un produs bun, adică calitativ. Eu ca să ți-o cumperi. Dacă știi că în oraș, de exemplu, 2-3 care construiesc bine și ok, chiar dacă poate dai, dau un exemplu, 100 de euro în plus la metru, se justifică, da, ești în siguranță acolo, înțelegi? Se justifică, categoric, absolut, total. Deci, apropo din de siguranță și de chestiile astea, da, mi-am amintit chiar acum când luai tu monstrele de beton deoparte și exact le puneai, tot întrebam ce sale când n-am exact văzut nicăieri. Exact, la fiecare turnare, la radier, la stâlpi, la plăci, la fiecare turnare, ai văzut, aveam formele alea comandate de mine la Timișoara, la o firmă, și luam mostre de beton și trimiteam oamenii mei la laborator să-mi încerce betonul. Da. Aveam contract cu o firmă din Suceava de încercări și vroiam categoric să fiu eu convins
100%, că ceea ce vând e un produs ok, e și bun. Și ceea ce cumperi și tu, că și tu cumperi beton, bă, absolut. Nu-l face nimeni, nu-l faci tu acasă. Absolut, absolut, că știi cum e, se mai circulă, mai circulă tot fel de zvonuri, de vorbe, exact. De calitatea betonului, de nu știu ce. Ok, eu ca să fiu sigur pe mine, mi-am comandat 10 forme, le-am ținut la apă, în apă 30 de zile și după 30 de zile ai dreptul să le încerci. Și atunci vezi calitatea betonului. A apărut garantat. Și problema asta în Turcia acum cu, exact. Cu tremurul, cu asta, adică... Beton, fier. În primul rând de la fier, în primul rând. Și sunt mulți care umblă la fier. Asta nimeni nu poate să testezi decât un agent care umblă pe teren și stă și vede. Absolut. Când te stresam eu acum 2 ani, când torni următoarea? Dar repet ceea ce spuneam și mai înainte, o firmă serioasă, chestia asta nu o s-o fac niciodată. N-are cum. De-aia zic că cel mai ok, consider că oamenii ar trebui să colaboreze strict cu firmele care văd că au ceva în spate, văd, adică se interesează, văd cum s-au lucrat, da. Se interesează de poze, de exemplu, la început îmi cereau exact. Poze la fier, cum se lucra, cum se punea, cum tot, detalii. Astea sunt detalii foarte, foarte importante. Nu cer toți da, pe clienții. Nici nu-și dau seama. Ei realizează după ce au cumpărat că, vezi, Doamne, s-a întâmplat nu știu ce. De ce? Pentru că nu te-ai informat. N-ai cerut dovezi clare să vezi ce s-a băgat. Cu tot. La toate fazele. Am vrut să am poze în caz de orice, da? Și, bineînțeles, după cum ai văzut și tu. Dar știu că zilele trecute sau nu știu când ți-am cerut poze cu încălzirea în pardoseală, mi-a cerut cineva. Exact. Poftim poza. Exact. Da. Exact. Foarte bine. Consider că aici nu se poate face. Nu, nu se poate face rabat. Păi nu că... Ai văzut în Turcia, ferească Dumnezeu de așa ceva, 50.000 de morți în Turcia și în Siria. Și oricum, mai vrei să vii în viitor, nu faci mai un bloc. Și ăsta e interesul meu. Înțelegi? Da. Asta e interesul meu. Și mă uitam chiar la turci. Mă uitam, măream pozele, mă uitam să văd că... La fier, la... Mă uitam. Deci, desperiat. Nu știu, să nu verifice nimeni azi. Și, uite, la noi încă se verifică, e ok, foarte bine. Și... Ce părere ai despre agențiile imobiliare care au apărut pe parcurs în Rădăuț? Ce părere ai? Este necesar? Cum vezi tu treburile? Ai mai colaborat cu altă agenție? Ce părere ai? E de sincer să fiu, m-au mai abordat băieți pe teren. Dar știi cum e, vezi că uneori ți inspiră încredere sau nu ți inspiră, știi? Lucruri de astea așa, care ies ca ciupercile după ploaie, sunt orice domeniu și pentru mine unul nu mi inspiră încredere. Și prefer să colaborez cu firme care, gen, ai tu de chime, ai experiență, ai ceva în spate tot timpul. Când te-am întrebat atunci, aveai vânzări, terenuri, case, cabane, Sucevița, marginea, Vicov, aveai peste tot. Aveai ce să-mi arăți, asta ți inspiră încredere, da? Pe când vine unul că mi-am înființat ieri firmă de imobiliare, hai să colaborăm că îți vând toate apartamentele, astea în sine mea mă bufnește râsul, îți dai seama, dar eu știu cu cine am de colaborat. Da. Eu vreau o firmă serioasă, credibilă, care pot discuta la orice oră, nu? Mă sună clientul că a cumpărat apartamentul sau are neclaritate legat de active sau ceva, cu tine discut. Edi, uite care e problema. Ca drept dovadă, încrederea pe care o ai în noi, mi-ai făcut chiar și procură să vând în numele tău. Ai văzut? Da. Exact. Eu am pățit o chestie acum cu agenții, că eu în blocurile vechi în care vând doar eu, adică în exclusivitate. M-a contactat o fată, mai apărut ceva agenție, că ea mă oferă mai mult decât e pe internet. Da? De unde ți-o oferă? Păi nu știu, cred de că la ea? Plătești de casă, ea, de unde? Nu știu. Că practic proprietarul oferă prețul care e pe piață, dar prețul care îl cer. Care
Exact, e un comision de la vânzător și unul de la cumpărător. Eu sau nu e la cumpărător, de doar fapt, la vânzător. De la vânzător, de fapt, da. Dar sunt unii care așa procedează și nu e cu... Na, în fine. Și ia de unde de la ea? Poate, punea și de atunci acasă. Ce mai câștigă? Dar nu mai câștigă, poate, făcea ONG. Pro bono. Vezi? Și legat de, apropo, legat de diferența dintre apartamentele astea vechi și astea noi, da. Ca și marjă de preț sau ca și diferență de preț, nu este foarte mare. Păi nu, că dacă stai să-l și renovezi, ești mai scump decât unul nou. Păi asta le spun la clienții mei. Da. Păi dă tu-te în cuială jos, scoate șape, bagă căldură în pardoseală, bagă tot. Te ajungi exact la prețul care ai achiziționat unul scump, nou. Mai scump și nu ai garanție. Adică și nou. Instalația electrică e varză, instalația termică e varză. Totul trebuie să schimbi, totul. Da. Și asta costă 10.000. Și plus că ești într-o scară veche, unde miroase urât, n-ai un lift. Exact. Da, na, fiecare exact. Alege. Exact. Asta așa e. Că ce e nou e nou. Da, da, așa e. Bun, spunem că până să construiești până una alta, ai nevoie de un certificat de urbanism, ai nevoie de autorizație de construcție. Cum îți merge cu autoritățile locale? Cum e colaborarea cu ei? Momentan, în momentul de față, de când s-au schimbat lucrurile la primărie, de când a venit noul primar, e diferență mare la urbanism. Mare. Și când zic mare, e mare diferență. Ce înseamnă mare? Mare. Adică... Adică înainte... Adică, în cât timp îți ieșeau un certificat adică, de urbanism? În cât timp îmi ieșeau un certificat de urbanism? Sau da, cât ieșeau? Întâi îmi ieșeau ochii și după aia îmi ieșea certificatul de urbanism. Întâi un car de nervi, supărări, certuri, discuții. Discuții, nu ți-a aproba. Uite, de exemplu, dau un exemplu cu puzul ăsta acum. Știu un puz, pe vechiul regim, să zic da, vechiul da. Regim, până să vină da. Actualul primar, da? Avea, de exemplu, regimul de înălțime, dau un exemplu, pe plus 4, a făcut puz, că el a vrut altceva, a făcut puz și tot pe plus 4 i-a dat, nu a vrut să-i dea nimic. De ce? Păi, dar studiile cum i-au ieșit? Păi i-au ieșit bune, perfecte, și omul a cerut 2-3 etaje în plus. Deci și tot ne-a aprobat. Abuz. Exact. Pe când eu, în momentul de față, am făcut un puz, mi s-a cerut să fac puz, m-au întrebat autoritățile locale ce vreau să fac, de câte etaje vreau să le fac, au studiat zona, au văzut dacă da, s-au uitat după toate studiul geo, tot la ce am avut de scos, până se dezbate ei. Ok, au văzut că în vecinătate, ca și vecini, mă încadrez, sunt ok, vrei 8 etaje, nicio problemă, 8 etaje. Adică sunt deschiși discuții, dacă pot să te ajute, te ajută. Drept dovadă, probabil ai văzut, e schimbat tot, e tineret, altă gândire, altă mentalitate, văd altă perspectivă, văd altfel lucrurile, ceea ce e foarte important. Da, e important să colaborezi foarte bine cu autoritățile, că îi ajut și pe ei. Foarte mult. Că tu vinzi apartamente, se încasează taxe și impozite. Bani la buget. Adică să nu nimințim. Exact. Dacă te ajut pe tine să faci cu 10 apartamente în plus, tot ei câștigă. Absolut. Câștigi și tu, câștigă și ei. Absolut. Nu... Așa este. Nu când numai tu câștigi. Așa este. Dar, din punctul ăsta de vedere, e diferență. Și mă sunt foarte mulțumit. Bursa politic, nu am nicio treabă, nu vreau să interpreteze sau ceva. Nu. Eu sunt simplu... De strict autoritate, nu vreau de partide. Eu sunt un simplu, exact, sunt un simplu investitor, înțelegi? Da. Dar cu lucrurile astea, înainte, mă cam zbăteam. Da, da. Mă cam zbăteam. Când băteai la ușa, ușa știu, lor. Știu, de exemplu... Te cam țineau la ușa lor. Da, da. Erau cam... De exemplu, la Cluj, București, durează și un an de zile să te un certificat de urbanism. Adică... Nu. Eu așa am auzit povești. Nu este adevărat. Plătești o taxă, vrei la urgență, plătești ceea ce s-a băgat și acum aici la noi, la primărie. Da? Nu, plătești, vrei la urgență, plătești. Mi se pare normal. Da, normal. Nu se pare cât da. Dar legea spune foarte clar, 15 zile este
pentru un certificat de urbanism eliberat. Eu știam de 30 ceva. Nu, acum este 15 zile. Nu mă contrazic cu tine, că s-ar putea ști mai bine. Înainte era 30 și îl dădea 90, ca și idee. Da, 30 lucrătoare. Pe când acum, din 15 plătești o sumă cât e taxa și în 7 zile lucrătoare. Cum se calculează taxa asta? Taxă fixă? E o taxă fixă, da. A. Nu știam. E și foarte bună că îți bani la buget. Da, clar. Da? Și e și bună. Un dezvoltator clar plătește. Nu așteaptă să fie încurcat. Da, așa este. Și din punctul ăsta de vedere, ți-am spus, ajută. În momentul de față, colaborează cu mediul de afaceri, cu investitorii. E o legătură ok. E ok. Adică îi interesează ceea ce se face, te cheamă la discuții, propuneri, e ok, e foarte. Deci știu să mă chem și mie la discuții, să vedem. Da. Spune-mi, te rog, puțin, ce alte proiecte viitoare mai ai în plan, după ce termini cartiera asta? Te-ai gândit la ceva sau nu ne poți spune sau nu vrei să ne spui? Nu știu ce rezervă viitorul, dar în principiu... ca și de tot asta. Deci tot asta. Tot asta și îmi doresc tot în Rădăuți. Îmi doresc nu numai în Rădăuți. Suceava și așa. Nu știu cum o să fac naveta. Îmi doresc. Da. Cum fac naveta, sorry. Da, sunt în discuție cu cineva de la Iași. Acum chiar ieri m-am întâlnit. Aflu și suntem în colaborare. Da, lucruri noi. Da, nu știam. Da. Are un teren, un prieten foarte bun de la Botoșani, are un teren super șmecher, super bun în Iași și îl interesează, chiar el m-a abordat. Nu spui zona că poate nu. Ajunge în viraj. Nu, are un teren de mulți ani și m-a abordat, eu implicându-mă și ocupându-mă cu domeniul ăsta, m-a abordat dacă nu vreau să... Super. Investim și în Iași. Și am zis cu mare drag. Doamne ajută. Mulțumesc. Dar pe viitor. În viitor apropiat. Și în Suceava la fel. Practic eu de acolo mă trag. Acolo e firma mamă. Domnul Viorel. Oricând. Exact. Prezent. Da, așa este. Și na, e orașul meu natal. Trebuie să demonstrezi și acolo. Și vreau să văd ceva în spatele meu. Aștept prieteni acolo. Te așteaptă acasă. Am foarte mulți prieteni acolo. Vor să cumpere. Vor să cumpere, da. Spune puțin despre perioada asta dificilă, plan mondial mă refer. COVID, cum a fost pandemie? A fost bine vânzările. A fost bine. Mult mai bine decât în perioada asta. Da? Dar la nivel de țară a fost bine. Ok. A fost mult mai bine. Nu, oamenii plăteau chiar dacă era pandemie. Da, cumpărau, nu? Da, era mult mai ok, nu știu, acum e puțină nesiguranță, într-adevăr, mai mult datorită războiului. Bun, de război a început din un an de zile, da. Când a fost mai multă nesiguranță, când noi totuși când am vândut. Când a început. Când a început, am avut o lună, două maxim în care n-am vândut. Am avut, Edi, mai bine. Zici? Dar nu numai la noi, mă refer la... În țară la fel, vorbeam cu prieteni cu care fac blocuri, investesc și Sorin cât un telefon din an în Paște. Adică lumea oricum era speriată, că nu știa nimeni practic cum decurg lucrurile. Și speriau, țineau, preferau să țină bani în bancă, preferau să țină bani, să nu cumpere nimic. Deși mie, din punctul ăsta de vedere, mi se pare o mare prostie. Că banca, oricât de mulți bani avea, nu-ți dă decât o parte din ei. Da. Drept dovadă au fost acum falimentele din America. Exact. Deci mai bine investești în imobiliare. Da, mai bine investești. Banii rămân, adică imobilul rămâne. Uite, putem cumpăra, de exemplu, de când a început războiul, de anul trecut până în momentul de față, prețurile au crescut. Da. La locuințe, la apartamente, da? La terenuri. La terenuri. Nu sunt terenuri, okay. Și care vinde teren, vinde okay. Cum tare, 8.000, okay. 10.000 de euro. Okay. Pe când toată lumea s-a aștepta să scadă prețurile. Da, nu tot, este adevărat. Vezi când, scad, îți iei apartament cu 20.000 de euro. În visele lor. Nu există așa ceva. Îi spune-le. Nu există. Betonul la fel de scump, fierul la fel de scump. E mai scump acum. Bine, e mai scump. Decât în 2018, dar nu e mai scump decât
atunci când au fost creșterile alea la 9 lei, fierul? Nu, niciodată. No, dar nu știu dacă construiești tu cu asta. Nu. Imobiliarele sunt imobiliare. Din punctul meu de vedere, cred că o să ajungă ca și în afară. Da, ceea ce e normal. Da? Adică nu... Adică vor fi scumpe? Ceea ce mi se pare normal, da? Și doar pe bază de, știi cum e în afară, câte 20 de ani, 30 de ani plătești, da? În Germania, Austria, America. Dar așa, da? Peste tot, numai la noi în zonă, se vinde cash, că restul țării se vinde pe credit. Cam toată lumea așa prin credit. Da, asta, da, așa este. La noi în zonă au oameni bani, vin din străinătate cu bani mulți. Sunt mulți plecați în afară, foarte mulți. Acolo. Mult. Adică numai tu un bloc, câți ai din străinătate? 95%. Ne bazăm pe banii lor, adică... Foarte mult. Foarte mult. Foarte mult. Da, și inclusiv acum, pentru al doilea bloc, deja am început discuțiile. Știi prea bine că avem, da, clienți din Belgia, Anglia, Germania, Anglia, Irlanda. Am 4 clienți care suntem în tratative, așteaptă să, de la o zi la alta, să iese autorizația, să vină să batem palma. Da. Da, așa este. Bun, acum se speculează o criză foarte mare financiară, tot mi-a spune că urmează, că urmează din toamna anului trecut. Ți se pare treaba asta că urmează, nu, așa ceva? Nu, nu cred în așa ceva. Nu. Da, asta zic și eu. Oamenii sunt speriați și țin oarecum de bani momentan, dar nu văd de ce ar ține. Nu, Edi. Ți-am spus, familia mea, nu numai construcții de civile, genul face civile, dar sunt pe drumuri, poduri și da, așa, da, mai departe, da. Și atâta timp cât de la Uniunea Europeană vin bani, banii aia practic se cheltuie tot în țară. Înțelegi? Da. Da. Dacă ar fi fost așa, ar fi trebuit să se simte din partea aia altă, da, de ar, da, fi trebuit la Uniunea Europeană să închidă robinetul. Nu mai aprobăm României 3 miliarde de euro cât așa. Tăia la jumate. PNRR-ul sau tot felul de... Da, da? Cel mai mare program. Cel mai mare program de dezvoltare, da? Deci s-ar fi simțit în primul rând de acolo, da? Din ce văd, Germania este ok, Belgia este ok, țările puternice, Marea Britanie la fel, acolo scârție puțin, că mai au fost predominată puțin de ruși, da, și de investițiile lor, dar că vorbesc cu mulți de acolo. Dar în principiu lucrurile tot sunt bune și în, da, Marea Britanie. Da, asta văd și eu. Acum puține proteste în Franța, că le-au mărit vârsta de pensionare la 62 la 64 de ani, da. Asta urmează și la noi. Dar oricum la noi o să ieșim la pensie când o să ne vedem noi nepoții. Muncim ca să ieșim la pensie mai repede. Am început de mai tânăr ca să poți mai devreme. Cum o vedem, da, dacă reușesc. Spune-mi puțin, a mai fost un zvon cum că foarte mulți ucraineni au cumpărat în Rădăuți, toate le-au cumpărat ucrainienii, case, apartamente. Eu n-am avut nici măcar un singur client ucrainean. Spune tu, ai vândut la un ucrainean măcar ceva? De închiriat, da, am închiriat. Nu pot spune că nu. Am 2 clienți, unul din Moldova și unul din Ucraina. Ucraina? Moldova? Unul din Ucraina. Okay. Și unul din Moldova. Și... Dar spre surprinderea mea, totuși și ăla din Moldova, că eu l-am întrebat. De ce face investiția asta aici și nu o face în Moldova, că totuși Chișinău Moldova... Chișinău sau Iași, că e mai aproape. Chișinău sau Iași, da. Am întrebat. Și? Și mi-a zis doar că, Sorin, sunteți în Uniunea Europeană, e o stabilitate, e totuși o securitate, e altceva și mie mi inspiră încredere România momentan. Și e ok, totuși, na... Baza NATO, din punctele astea de vedere, practic. Ok, pentru siguranță. Da, pentru siguranță, da. Ucraina, Moldova, nu îi inspirau încredere. Ok, înțelegi? Și clientul ăsta din Ucraina, eu știu că tu ești cea prieten din Ucraina. Nu ți-i prieten oarecum? Mi-e și prieten, și da. E client? Mi-e și prieten. Sau avea de cumpărat neapărat? Mi-e și prieten, într-adevăr, dar să știi că la nivel de țară au mai cumpărat ucrainenii. Suceava, Iași, București, au mai cumpărat. Bine, nu un stil mare. Da, nu, că toți vin cu bani, nu cu milioane, sute de mii. Cine a avut bani
Mulți au plecat în Europa, Elveția. Vara asta la Monaco erau ucrainean pe ucrainean, terase și acolo, apartamente, acolo, unde sunt mult mai siguri. Înțelegi? Nu se pretează la Suceava sau Rădăuți. Nu, se duc poate în orașe mai mari, știi? Am înțeles. Nu, dar din punctul ăsta de vedere, n-am auzit niciun oraș. Nici eu de asta tot vorbesc cu oamenii prin oraș care nu sunt în domeniu, vorbesc discuții că nu, foarte mult. Poate de chirie e vorba, că într-adevăr aici... Nu, că au cumpărat tot. Nu există. Nu există așa. Asta zici și eu le-am spus. Nu există. Am prieteni foarte mulți care construiesc în Suceava, da? Știi, zona metro, zona Mopan, zona primăriei în spate, Burdujeni. Blocuri întregi. Burdujeni, nu mai zic, da, iarăși. Dar nu știu, de fapt, de la ceilalți cu care colaborez eu, n-am auzit. Doar chirii, atâta tot. Asta. Doar chirii. Chirii. Bun. Vin, le țin blocate, chiesi prin afară, prin Spania, Monaco, Italia. Bun, mulțumesc, Sorin, frumos pentru prezență și te mai aștept la partea a doua, dacă o să se ceară. Mulțumesc și eu foarte frumos de invitație. Deși... colaborăm în continuare, cu mare drag. Nu fac griji de asta. Mulțumesc mult!